De obicei, când ne apucăm de turul de Brașov, recomand să începeți de aici, pentru că e un punct care vă dă o vedere foarte bună asupra întregii piețe. Dacă v-ați așeza în alte puncte, ați avea destul de mare greutate să le arătați Palatul Țel, Casa Mureșenilor, Turnul Alb și așa mai departe. Nu avem treabă cu ea în momentul ăsta. Avem treabă mai încolo, e adevărat. Și suntem foarte aproape de Biserica Neagră, care e următorul pas pe care îl facem în momentul în care ne continuăm turul de oraș de aici. Bun, Brașovul atestat documentar la 1235, sub numele de Corona, care era o sfântă din Orientul Mijlociu, din câte știu eu. Corona, v-am zis, vine de la ea. Vin pe cenegii, îi zic bras, apă curată. Vin, adaugă sufixul OV la final, Brașov, ca un fel de diminutiv pentru apă curată. Vin coloniștii sași, îi zic Kronstadt, de la orașul Coroanei, de la primul nume. Maghiarii preiau Brașov și îl fac Braso, îl adaptează limbii proprii. Și orașul prima dată se începe să se dezvolte în jurul dealului Sprenghi și al bisericii Bartolomeu, pe care o știți cu toții la capătul străzii lungă. Pe dealul respectiv avem la un moment dat o cetate de lemn și de pământ cu unul sau două turnuri de piatră, nu cred că avea mai multe. Și în jurul respectivului deal și al respectivei biserici se pune la punct, se dezvoltă prima așezare săsească aici, care durează până undeva la 1421, când vin turcii, o distrug și cuceresc și cetatea teutonilor de pe muntele Tâmpa, cetatea Brașovia pe care o construiesc teutonii, amenințând așezările din împrejurimi foarte, foarte tare. După respectivul atac, sașii se mută pe actuala locație, care era mult mai bine protejată de dealuri și de muntele Tâmpa. Se dărâmă cetatea Brașovia ca să nu mai fie cucerită și să le creeze probleme brașovenilor și folosesc pietrele de acolo ca să construiască zidurile noi cetăți de aici. Ca și arhitectură, ca și plan urbanistic, merg pe sistemul orașelor europene cu piață centrală, de unde pleacă radial toată rețeaua de străzi, care joacă rol de sufrageria orașului, nu? Cum sufrageria în casele noastre, v-am zis, joacă rolul de loc comun în care ne întâlnim cu oaspeții sau între noi, mâncăm, povestim, exact la fel era piața centrală. Și așează în mijlocul ei un turn de veche, un turn de observație, care e actualul turn al casei sfatului. În jurul lui încep să construiască la un moment dat preslele încet încet mici sedii. La un moment dat fac o arhitectură unitară și construiesc actuala casa sfatului în jurul turnului. Pe sub piață, cum vă spuneam, existau tuneluri de comunicare între zonele fortificate ale orașului și grope alimentare în care păstrau mâncarea pentru cazurile de asedii îndelungate asupra orașului. Una dintre gropile astea o descoperă din greșeală în momentul în care în anii 50 pică un camion într-una dintre ele, preparau pavimentul pieței și unul dintre camioane se prăbușește, cred că chiar undeva în zona asta, într-una dintre gropile alimentare și descoperă, hopa, ce avem aici. În Evul Mediu, v-am explicat, aveau niște frânghii foarte lungi, trei la număr, pe fiecare frânghie un anumit număr de noduri, le întindeau într-un triunghi în piața sfatului trei oameni care știau ordinea așezării, sub fiecare nod aveau o groapă alimentară unde găseau proviziile necesare. Construiesc de jur împrejurul pieței palatele, să le zicem așa, aristocraților, ale nobililor și edificiile mai importante. Dintre ce avem acum în piață, menționăm și ne legăm de cele trei case care sunt pe vis-a-vis. Casa Mureșenilor, cu povestea familiei Mureșanu, da, primii care, cei care tipăresc împreună cu ziarul de la Cluj, Gazeta de Transilvania, unul dintre primele ziare românești din Transilvania,
Andrei Mureșanu, cel care scrie versurile actualului imn de stat al României. Eu aici de multe ori le mai fredonez Deșteaptă-te române și îl compar cu trei culori cunosc pe lume care seamănă foarte bine cu Marseieza, dacă vi-l amintiți. Și, mă rog, puteți să faceți chestia asta. E un moment care poate fi hazliu, depinde cum îl tratați. Văd diferența, faceți altceva în afară de a vorbi și de a prezenta date istorice. Palatul Țel lângă, cel care are foarte, familia care are foarte multe afaceri în Brașov, cea care rezistă până în ziua de astăzi este fabrica de bere Ciucaș. Și puteți să le sfătuiți să meargă să îi facă un pic de vânzare, să vadă cum e. Și da, asta zic. Și vis lângă palat, cum? Banca Națională. Da, Banca Națională fusese Palatul Țel la începutul, când l-au construit ei. Și berea e Ciucașul. Berea e Ciucașul, da. Așa, și lângă el e casa aia bej cu balconul ăla la fereastră. Era la un moment dat cartierul general armatei Habsburgice în Transilvania, mai avea unul la Sibiu. Și la un moment dat, momentul în care Franz Iosef, împărat austriac, vine în vizite în Transilvania, se cazează printre altele și aici, pentru că era cartierul general al armatei, era foarte bine păzit. Era un loc cu un anumit standard și, din câte știu eu, într-una din călătorile astea se mai cazează la un moment dat în Gimbav, în actuala școală mică, cum mi se spune. E o clădire în centrul Gimbavului, care a fost școală înainte, foarte frumos pictată, aranjată, renovată, și locul în care Franz Iosef la un dat înnoptează. Pentru o noapte, venind în Transilvania în vizită, doarme și acolo. Bun, ce mai avem de marcat aici? Zona de vest a Pieței Sfatului, unde prin anii, pe la sfârșitul secolului XIX, era principala zonă de promenadă a brașovenilor, unde se întâlneau cu toții, cum ne întâlnim astăzi pe Republicii, zona de promenadă Corso, că de acum era numit în perioada aia, era zona respectivă, era zona de vest a Pieței Sfatului. Mai avem cerbul Carpatin, pe care văd că într-un final au terminat să-l renoveze, să-l picteze ce au făcut ei, care se construiește pe un teren donat de Apolonia Hirscher, soția primarului Brașovului, și îl construiesc ca un fel de depozit pentru breslele din oraș. Clădirea în sine, restaurantul pe care îl știm cu toții de mai târziu. Aici am mai râd cu ei că de multe ori cu unele dintre grupuri mănânc la Gaura Dulce, la curul cerbului, cum îi zicem noi. Și le explic chestia asta, zic, pentru că capul cerbului este aici, că asta e intrarea principală, partea opusă este spatele cerbului, motiv pentru care zic, noi lumim în românește curul cerbului, zic, local așa îi se spune, ha, 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 ce drăguț, mai ales că mulți dintre ei și mănâncă acolo. Și de aici au o grămadă de glume și de poante, ia uite, bă, unde am mâncat și ce am pățit. Ok, în spatele meu librăria Humanitas. Înainte de incendiu, și aici puteți să vă legați de pasul care urmează, incendiu care înnegrește Biserica Neagră, aici exista o farmacie în clădirea asta. După spusele ghidului de la Muzeul Farmaciei din Cluj-Napoca și după cercetările lui, se pare că asta a fost prima farmacie din Transilvania. Cum tot ce e primul în Transilvania e și primul în România de cele mai multe ori, prima farmacie din România, până la urmă. Numai că după incendiu, majoritatea caselor din zona centrală sunt incendiate și ard aproape complet, așa că se reconstruiesc. Deci, practic, tot ce există pe zona asta făcut din piatră e după incendiu din a doua jumătate a secolului XVII la Brașov, când, știți foarte bine, are loc un asediu. Am senzația că Gabriel Bethlen e responsabil de chestia asta. Vroia să guverneze Transilvania, să fie principe. Sașii din Brașov nu erau de acord cu ideea lui și atunci el atacă Brașovul ca să-i convingă să-l susțină și folosește ghiulele incendiare. Structura caselor 80% din lemn, vântul care sufla foarte bine, vreo două depozite de pulbere în zona Pieței Sfatului. Vă imaginați ce nebunie a fost, a ars Brașovul vreo două zile așa într-o bucurie. Biserica Neagră a rămas vreo trei săptămâni o ruină fumegândă.
ars absolut, absolut tot pe interior, clopotele pică din turn. E un adevărat dezastru și rămâne, rămâne așa înnegrită și se dă numele de Biserica Neagră după, după incendiu respectiv. În principiu, în Piața Sfatului, despre, cam despre asta povestim. Mai e de marcat de aici turnul alb, care e parte din, din structura exterioară de apărare a orașului și are o formă semicirculară, pentru că e un turn făcut undeva pe la 1500 și aici puteți să povestiți un pic cu ei și o să încerc și o să facem chestia asta. E vorba de evoluția în timp a sistemelor de apărare versus sistemele de atac. Și turnurile astea rotunde și semi-rotunde, cum e bastionul postăvarilor, da? sub tâmpa, lângă magazinul Star, apar undeva pe la 1500, pentru că primele turnuri care se construiesc sunt turnurile care au secțiune pătrată. Da? Sunt niște turnuri pătrate. Și după cum știți, sau dacă nu știți, vă spun eu acum, turnurile de regulă se construiesc în afara zidurilor cetății. Deci ele sunt legate de zidul cetății, dar sunt construite în afară. De ce? Ca să poată, deci ăsta e zidul turnului undeva aici, da? Ca să poată să tragă în exteriorul zidului, să nu lase inamicul să se cațere pe el și să intre în cetate. Și atunci turnul se face un pic în afară și atunci el poate să acopere cu foc toată zona asta. Problema era că în momentul în care ai un turn rectangular în afara zidului, dacă tu ești aici pe zid și vrei să tragi cu arma în inamicii care se găsesc în fața zidului, unghiul ăsta de 90 de grade de aici îți dă un unghi mort care practic îți salvează tot ce e foarte aproape de fața turnului. Și din cauza unghiului ăstuia mort, aveau o problemă, că nu puteau să curețe tot. Ea se putea urca pe turn și de acolo se intre în cetate. În afară de asta, pe la 1400 apar tunurile ca și armă de asalt. Și tunurile astea erau un pic mai mult decât putea să ducă un turn cu bază pătrată, care suporta, nu știu, săgeți, suporta asedii cu scară, dar suporta pietre aruncate cu catapulta, dar ghiulele de tun erau deja mult prea mult pentru el și atunci crăpau foarte, foarte, foarte ușor. Bun, în momentul ăsta în care arma de atac depășește posibilitățile de apărare, cineva se gândește, hai să ne apărăm mai eficient împotriva noii arme. Și așa apar turnurile circulare sau semicirculare. Pentru că ele sunt un pic mai groase, structura este cu totul alta și în momentul în care lovești cu ghiuleaua, dat fiind forma semicirculară sau circulară, îți mai deviază. Îți mai deviază ghiulelele, sunt mult mai bine făcute să reziste, sunt mult mai eficiente și de pe la a doua jumătate, ultimii ani ai secolului 15 până prin secolul 16 spre final, 1570 să zicem, avem turnurile astea semicirculare și circulare. Ce vă spun eu acum, puteți să și folosiți în momentul în care intrați într-o cetate, vizitați un castel, vă uitați la turnuri și vă dați seama de periodizarea cetății, când au construit-o, în ce perioadă au făcut-o. E așa un mic secret. Bun. După care, nici turnurile astea circulare și semicirculare nu mai sunt suficiente pentru că ajung să le distrugă ușor și atunci turnurile clar evoluează, că zic, bă, ce facem cu ăștia? Hai să inventăm ceva mai puternic. Inventează ceva și mai puternic și în momentul ăla niște arhitecți italieni zic, ia hai să facem noi o chestie pe care să nu mai poată distruge absolut nimic. Și atunci ce fac? Ridică un zid de 8-9 metri și în spatele lui construiesc din pământ și pietre o platformă de vreo 8-9 metri lungime. În momentul în care ai în spatele unui zid o platformă de pământ înaltă cât zidul, da? De 6-7 metri și lungă de vreo 8, sparge tu zidul ăla cu ghiulea, să te văd dacă poți. N-ai cum. Devine inexpugnabil. Și atunci, ca să reducă și unghiul la mort de care vă spuneam la început, pe care turnul circular îl reduce, da? Pentru că nu mai e unghi de 90 de grade, ăsta se rotunjește un pic, inventează niște turnuri în unghi ascuțit, bună ziua, la modul ăsta, și atunci când îl ai așa, le vedeți la cetatea Făgărașului. Da? Ești pe zid, tragi de-a lungul zidului turnului, nimerești în fața lui absolut tot, nu mai ai unghiul mort. Ai platforma aia în spatele zidurilor, cum e la cetatea Făgărașului, n-ai ce să mai spargi. E, un inginer francez Vauban preia ideea și o dezvoltă și zice, dar de ce să pun eu platformă de pământ și de pietre doar în spatele zidului de la turn? Hai să pun în spatele zidurilor de la toată cetatea. Și în felul ăsta inventează cetățile de tip Vauban, cum avem noi la Alba Iulia,
Ați fost la Alba Iulia, mă gândesc, mare parte dintre voi, ați văzut-o cum e, da? De zid de 9 metri și în spate platforma de care vă spun, formă de stea, da? Deci degetele mele sunt turnurile, la modul ăsta, intercalate, și atunci ele se pot apăra între ele cu foc, unele peste altele, n-ai cum să distrugi zidul, e foarte înalt, ai sărit de un zid, ajungi în fața altuia. Bănuiesc că n-am văzut încă niște planuri concludente, dar bănuiesc că la Plevna cam la fel erau făcute. Pentru că era cetate în cetate, era cam același lucru și atunci era foarte complicat să spargi. Și practic cetatea Voban este ultima formă de apărare a unei cetăți în fața tunurilor care apăruseră și e o cetate foarte, foarte greu de distrus, foarte greu de cucerit. Dovadă că Alba Iulia n-a prea fost cucerită. Ultima oară știu că au folosit-o în Revoluția din 1848. S-au apărat în ea Habsburgii cu oamenii lui Avramiancu și n-au putut fi cuceriți pentru că era extrem de bine pusă la punct. O construiește tot un arhitect italian, pe cea de la Alba Iulia, un nene pe lume, Visconti. Când o să mergem acolo, o să vedem mormântul, e în aceeași biserică unde e mormântul lui Iancu de Hunedoara. Deci cam asta e evoluția. Și atunci turnul ăla semicircular, că de acolo plecasem, îl pun în afara zidurilor cetății, la o oarecare distanță pe deal. Partea circulară este în afara, este fața către inamic, ca să spun așa. Partea teșită vine către noi, către oraș, ca să poată să se ajungă mai ușor la ei, să-i aprovizioneze cu ce era nevoie. Și corespunzător lui, la vreo 300 de metri sau cât o fi, e turnul, așa zis, negru. Care nu mai e negru, că l-au albit, l-au curățat și acum eu mai fac chestii de astea. Și ăla este turnul negru. Care? Ăla. Unde? Că e alb. Păi era, dar între timp nu mai e, că l-au rezolvat cum trebuie. Așa. Bun. Da, e... Și acum s-au apucat și de Biserica Neagră. Au albit-o pe aici, pe acolo, în special la zona de statui. Dacă se opresc la ce au început să albească, eu aș fi mulțumit. Că tot mai rămâne un pic de negru și pot să zic că e Biserica Neagră. Aici... Da, se mai vede pe aici, pe acolo. Aici foarte multă lume mă întreabă că de ce îi zice Biserica Neagră și toți se așteaptă să zic și chestiile alea de vrăjitorie, de demonologie, că e neagră, că e... Nu, fraților, a luat foc și a ars. A, da? Numai de aia, da. Bun, hai să mergem. Da, nu le-am auzit, dar... Nu le-am auzit pe poveștile că era acoperită cu aur, dar știu sigur că o biserică poleită cu aur și decorată cu aur pe la aureolele sfinților era Pudna. Deci aia știu sigur că era așa, pentru că sunt cronici care povestesc că Pudna, în momentul inaugurării, avea zone poleite cu aur, aureolele sfinților erau aurite și așa mai departe, și că au venit turcii și tătarii și au rașchetat tot ce era pe ziduri. De-aia cred că și pictura a fost distrusă într-o proporție foarte mare, au repictat-o acum vreo 15 ani. Chiar 20, dacă stau să mă gândesc bine. Ok, și Biserica Neagră. Ok, la Biserica Neagră, bineînțeles că trebuie să vorbesc, ca și la Sibiu, despre un lucru care l-am până aici. Puștiu de pe biserică, nu? Legenda copilului. Nu știți. Uite ăla de acolo, ce mă bucur că nu știți. Da, am văzut YouTube. Ai văzut YouTube. Așa, deci e puștiu ăla de acolo, de pe contrafort, care stă, a plecat un pic. Mai erau lângă el două statui, un leu, un aripat și un vultur. Cred că o să le regăsim înapoi înăuntru în biserică. Puștiul ăla, legenda spune, sunt mai multe variante. Una, cum? Da, sunt o cârcă, dar povestea cea mai comună este faptul că puștiul era o calfă a uneia dintre meșterii care lucrau la construcția bisericii, o calfă mai talentată decât profesorul lui, decât meșterul. Ăsta, gelos fiind, la un dat îi face un vânt de pe acoperișul bisericii, puștiul cade, moare. După câteva zile ăsta se predă la poliție spunând ce a făcut. În onoarea puștului construiesc statuia, în onoarea meșterului construiesc un eșafod unde le execută în Piața Sfatului.
Așa, bun. Aici avem niște statui, niște locuri unde existau niște statui, dar nu mai sunt acum. Asta din cauza că la un moment dat construiesc o capelă exterioară bisericii, o să o vedem înăuntru într-una dintre fotografii. O țin o perioadă de timp, după care se răzgândesc și o dărâmă. Statuile rămân nepuse la loc, rămân acolo. După care avem statuia Fecioarei Maria, care se uită către noi și în același timp către centrul orașului, pentru că era nu doar protectoarea bisericii, ci și a orașului Brașov, cum de vreo câțiva ani a redevenit prin act oficial al primăriei municipiului nostru. Și la baza statuii pe soclu, când o să vă apropiați un pic, o să vedeți o coroană. Asta din cauza numelui inițial al localității, Corona, da? Coroana. Lângă ea, în partea stângă, Sfântul Petru, Hristos și Sfântul Pavel. De ce sunt pe zona asta? Pentru că zona asta, în interiorul bisericii, corespunde zonei altarului. Și Sfinții Petru și Pavel, o să-i vedeți și în interior, de regulă sunt pictați sau apar ca și statui în bisericile creștine în zona altarului, ca și cum ar păzi altarul, dacă vreți să o luăm așa. Așa cum Mihail și Gabriel apar pe drumul către altar, având cam același rol. Bun, și acum hai să mergem pe cealaltă parte să vedem statuile și să povestim un pic de caracteristicile bisericii ca și construcție. Spuneți că cele care lipsesc sunt renovate. Nu știu unde sunt alea care lipsesc. Nu le-am văzut pe nicăieri, sincer. Nici nu știu dacă... Da, astea sunt renovate toate, dar sunt renovate la modul că le-au curățat pe loc, deci nu le-au luat. Deci nu le-au dat jos, pentru că statuile originale sunt în interior. Astea sunt niște copii de acum 100 de ani. Deci nu sunt foarte noi nici astea. Da, sunt niște mici detalii. Bun. Hai să ne oprim un pic aici. Ok. De aici vedeți pe contrafort. Nu mă pricep, faceți dumneavoastră. Așa, ok. De aici o să vedeți pe contrafortul ăsta din partea dreaptă, chiar pe colțul bisericii, ca să zic așa, Evanghelistul Ioan. Venind către partea stângă, e un preot cu un potcapiu pe cap. E Thomas Sander, cel care se presupune că a avut ideea să construiască biserica aici, pardon. Sfânta Ecaterina. În sub brațul stâng, dacă vă uitați din lateral, o să vedeți o roată pe jumătate și din mâna stângă îi lipsește o spadă. Sunt armele cu care a fost martirizată. Vi le arăt în interior când intrăm. Lângă ea, în partea stângă, e un pelerin. Următoarea, în partea stângă, acoperită de schele, Sfântul Iacob, care era patronul pelerinilor. Și statuile două care flanchează poarta principală de intrare pentru preoți în biserică îi aparțin prima dinspre noi, Sfântul Arhanghel Mihail, îi vedeți aripile pe spate, și cealaltă din partea stângă este Sfântul Ioan Botezătorul. Acum, povestind un pic despre stilul ăsta gotic, vă ziceam și la curs, că în momentul în care Constantin cel Mare permite religiei creștine sau cultului creștin să existe, să ființeze în Imperiul Roman în mod legal și nu mai foloseau pe creștini pe post de torțe, cum știți că făcea Nero, în momentul ăla ei încep să folosească instituția Basilicii, pe care romanii o foloseau ca să se prezinte în fața împăratului sau a regelui, nu a preotului, a zeilor, să ceară dreptate, o folosesc ca viitoare biserică. De la basilică știți că vine biserică în limba română. Bun, primele biserici sunt în stil romanic, ca o reprezentare, ca o copie a cerului, a paradisului, din cauza asta sfinți, îngeri, flori și așa mai departe. Lipsea un element fundamental al paradisului, lumina pe care Dumnezeu o emite și care umple grădina paradisului, pentru că ferestrele de la bisericile stilului romanic, după cum știți, sunt foarte înguste și atunci nu intra suficientă lumină. Se gândesc ei ce să facă niște ferestre mai mari, niște deschideri mai mari, cum sunt astea de aici,
Și cineva zice, băi, dacă facem niște deschideri foarte mari, sistemul de rezistență nu o să mai fie la fel de puternic, hai să vedem cum facem. Și atunci descoperă bolta gotică, pe care o să o vedem în interior. Sunt două arcuri de piatră dispuse în cruce unul peste altul, unite la mijloc de o piatră de unghi, da, cum se spune, de o piatră care unește toate arcurile astea acolo ca să le țină. Prin arcuri descarcă greutatea clădirii pe zidurile exterioare, pentru că sunt și niște împingeri laterale, fac acești contraforți cu niște pinacluri pe partea superioară, acele turnulețe foarte frumos decorate, care sunt nu doar de frumusețe puse acolo, ci și ca să preseze pe contrafort și să-l stabilizeze mult mai bine în pământ. Construiesc toată treaba asta și își dau seama că n-au tehnica să facă o fereastră așa de mare dintr-o singură bucată de sticlă, drept pentru care inventează vitraliile. Da? Bucăți mici de sticlă puse într-un sistem de plumb care dă forma imaginii pe care vrei să-ți apară pe fereastră. Bun. După ce termină toată chestia asta, v-am zis, e foarte criticată construcția, li se spune că e o mizerie fără gust, cu numai niște barbari fără cultură, precum goții, care erau cei mai cunoscuți barbarii timpului, puteau să construiască, și de la goți vine numele de stil gotic. Cum? Rafael, da. Și Vespasian, cred că a zis vreo două vorbe pe tema asta. De fapt, cred că de la el vine faza cu goticul. Și dacă mă șel, la clergii a fost prima biserică. La clergii, da. Sunt, cum le zice, sunt cistercienii care fac primele biserici. Și de aia de acolo, acum asta vreau să vă povestesc. Ordinul cistercian vine din nord-vestul Franței, vine în Transilvania, la duce regalitatea maghiară să propovăduiască religia creștină de rit romano-catolică. Deja cred că deja la 1100-1200 deja vorbim de ortodoxie și de romano-catolicism. Schism are loc la 1054. Bun, și ăștia vin în Transilvania, se așează la Cârța, construiesc mănăstirea de acolo pentru că au un stil de viață foarte auster bazat pe motoul Ora et Labora, roagă-te și muncește. Stilul lor arhitectonic reflectă austeritatea vieții și atunci din cauza asta în stilul gotic cistercian n-avem înflorituri și tot felul de brizbrizuri cum vedeți prin Belgia, Franța sau mai știu eu pe unde. De asta e foarte, foarte simplu. Și practic tot ceea ce este gotic în Transilvania, da, și în România, e inspirat din goticul ăsta cistercian. Toate bisericile fortificate sunt gotice, dar foarte simple, cu ferestre duble, cu foile alea de, cum îi zice, de trifoi, da? Dăltuite în piatră sub acoperiș. Sunt niște trifoiuri cu patru foi, dacă le vedeți, între turnulețe. Deci sunt toate caracteristicile astea ale goticului cistercian. Bun, cam asta ar fi de povestit deocamdată, ca să înțeleagă ce-i cu goticul ăsta și de unde vine el. Haideți să continuăm către intrarea în biserică, să vedem, să zicem două vorbe de Conterius. Și mai sunt copaci ăștia de aici, care se plantează undeva pe la 1901-1902, în orice caz în primii 10 ani ai secolului 20, dedicați lui Philip Melanchthon, lui Johannes Conterius, lui Martin Luther și ultimul lui Johannes Conterius. Ăla lui Conterius se usucă, s-a uscat între timp, l-au scos de acolo, l-au înlocuit cu altul tânăr. Martin Luther și Philip Melanchthon. Melanchthon, unul dintre autorii teoriei augustane, unul dintre susținătorii lui Martin Luther, cel care practic dezvoltă noua religie protestantă, cum se numește, cu formele luterană sau calvină, depinde de, sau, da, evanghelic luterană și calvină. Și atunci îi plantează în memoria lor, pentru că vorbim de o biserică luterană în cazul Bisericii Negre, nu mai discutăm de o biserică romano-catolică. Și lucrul ăsta, transformarea asta, o povestim în momentul în care ajungem la Conterius. Pentru că Conterius este cel care aduce, de fapt, ideile religiei protestante ale lui Martin Luther în Transilvania. Hai să ne apropiem un pic de el. Thank you.
Recapitulând, până aici, plecând din Piața Sfatului, e o scurtă istorie a orașului cu denumire etimologică a numelui de unde vine, cu prima testare documentară, indicate un pic casele din Sfata, din Piața Sfatului, povestit un pic ce-i cu ele. Sistemul ăla de fortificație, eu vi l-am povestit acum cu evoluția turnurilor, pentru că m-am legat un pic de Turnul Alb. Dacă vreți să le spuneți povestea asta, rezervați-vă pentru cetatea de la Rupea, dacă vă opriți și o aveți în program, că acolo, în afară de povești care țin de arhitectura militară și de dezvoltarea ei, nu prea aveți de ce să vă legați, pentru că n-au în interior niciun fel de exponate. Asta e o problemă. Sau puteți să mai le povestiți treaba asta, pentru că vă ajută când vizitați biserica fortificată de la Preșmer. O să vedeți când o să mergem. Intrăm prin unele dintre turnuri și atunci o să înțeleagă foarte clar cum era structura turnului pe interior, cum era etajat, cum era scos în afară, se prind mult mai simplu. Deci asta e o poveste pe care puteți să o inserați, le mai dați niște informații pe care cu siguranță nu le știu. Pentru că sunt chestii oarecum de specialitate și dacă nu ești pasionat de treaba asta, n-ai cum să o citești. Domnul Honterius, îmbrăcat ca un adevărat humanist al finalului de secol XV, început de secol XVI, cu o carte deschisă în mâna stângă, pe una dintre pagini putem citi Cartea Reformei, pe cealaltă Regulamentul Școlar. Sunt două din cărțile lui fundamentale și cu mâna dreaptă ne indică înainte, pe locul unde înființează prima școală în limba germană, Johannes Honterius, și care se transformă până astăzi în liceul care îi poartă numele. El ia contact, cum vă spuneam, cu ideile lui Martin Luther, le aduce în Transilvania, unde găsesc un sol prielnic de dezvoltare, pentru că relațiile între populația romano-catolică și biserica care o păstorea nu erau foarte amicale în momentul ăla. Cred că se adună mai multe lucruri acolo. Unele dintre ele sunt abuzurile pe care le face la un moment dat egalitatea maghiară, intervenind în dreptul de moștenire al sașilor, în sensul că sunt câteva momente în care cineva moare fără moștenitori dintre sași și atunci regula era ca patrimoniul lui să se ducă la comunitatea săsească. Și regele maghiar vine și zice: nu, pardon, îl iau eu și îl dau bisericii catolice, mănăstirii cui avea el nevoie. No, și de la niște chestii de genul ăsta și probabil și altele, relațiile nu erau foarte amicale și când vine Honterius cu ideile lui Martin Luther, toată lumea zice: bă, ce tare, putem să scăpăm de ăștia care nu ne plac, hai să ne mutăm la biserica protestantă. Și atunci se mută în proporție foarte mare sașii și maghiarii la biserica protestantă, dar nu apar conflictele religioase care sunt în Europa. Că știți foarte bine, avem o grămadă de exemple de astfel de războaie religioase. Ba mai mult, dau dovadă de o toleranță extraordinară în timpurile alea, în sensul că permit familiilor din comunitate care doresc să rămână în continuare romano-catolici, să rămână între ei, deci nu ia lungă. Și aici puteți să vă legați și să le explicați un pic de cum erau sași organizați, cât erau de uniți, cum aveau sistemele de vecinătăți, legile și tot ceea ce respectau ei. Luați cartea cu Universul Bisericilor Fortificate, pe care v-am recomandat-o în bibliografie, și o să vă las plăcerea să citiți acolo toată organizarea, pentru că e foarte, foarte bine scrisă. Și atunci, din cauza că erau foarte uniți și foarte ok, nu i-au trimis la plimbare, nu i-au dat afară, ba mai mult, le oferă un turn al bisericii fortificate, care acum devine protestantă, ca să-și construiască în el o capelă romano-catolică pe care să o poată folosi mai departe în oficierea cultului romano-catolic. Și avem exemple de genul ăsta la Biertan și chiar la Hărman, unde unul dintre turnuri este pictat, este decorat cu imagini cu fresce, practic. Lucru care, știți bine, legea protestantă nu e permis. Bun, de aici, de la toată povestea asta, ca să le explicați de ce e o biserică protestantă, pentru că ei o să vă întrebe, e catolică? Nu, e protestantă. Dar de ce e protestantă? Din cauza ăstuia. Și explicați de ce. Bun, după care ar mai fi de spus aici, puteți să introduceți aici teoria Transilvaniei ca mini-Europa, pe care sunt convins că v-am spus-o la curs,
Da, cele trei grupuri lingvistice importante sunt aici, o reiau pe scurt, latinii, germanii, finougricii, cele mai importante religii creștine sunt aici, greco-ortodox și romano-catolicii, protestanții, și cele mai importante stiluri arhitecturale sunt aici, romanicul, goticul și barocul. Ba mai mult, găsiți toată chestia asta pe strada Mureșenilor, personalizată prin cele trei biserici. Cea romano-catolică de la începutul Mureșenilor, Biserica Neagră și Biserica Românească de la Greci sau cea din Piața Sfatului, care aparțin și care probează ideea asta. Bun, de aici o să vă invit să vă duceți să vă luați biletele de la casa de bilete și vă aștept la intrare.